Rugăciune. Este o vreme de cântare, este o vreme de cuvânt, însă vremea de rugare, fraților, e ori și când. Ruga nu-i ca semnul crucii, când văzură o icoană, sau când trec pe la biserici, sau când e furtună afară. Ruga e o armă sfântă și e bună la nevoi. De aceea întotdeauna, fraților, ruga cu noi. Dacă în vremuri bune ruga noi ca armă nu avem, s-ar putea în vremuri grele să nu știm să ne rugăm. Rugăciunea nu-i cerșeală, e ceva stăruitor și o înălțăm spre Domnul într-un mod mulțumitor. În cuvânt cu stăruință, dar nu fără de rugat. Și cântarea chiar de-i multă, rugăciune l-a cântat. Stăruința în fapte bune, de-ar fi la toți la rând, s-ar vedea la rugăciune cum coboară Duhul Sfânt. Du mesajul în lucrare și la cei care-s pe drum. Ziua este așa de scurtă, în Emaus la muntele Sionului, fă ce-i bun. Pune-ți pâinea și o frânge, dă la cel lipsit din ea, iar în rugă strigă, Doamne, nu lipsi din casa mea. Deci ia seama, frate dragă, când călătorești pe drum, să îl duci drumețul în casă, stăruie că Domnul-i bun. În Ierusalim frăția stăruiau în rugăciuni, ei erau plini de închinare, mulțumeau în rugăciuni, aveau patru roți în luptă, stăruiau cu toate în loc. Dumnezeu de sus veghează, carul-i sfânt și e cu foc. Prima roată învățătura, din cuvânt de la Iisus, ca să fii de sus făptura, la răpire să fii dus. Roata doi, legarea în inim și în adunări de frați, e liantul ce ne face să fim bine închegați. Roata trei este o pâine ce o frâng frații între ei și cu cât o frâng mai bine vor avea mai bun temei. Roata-i patra-i rugăciunea, frații o trimit spre cer, cei ce o trimit cu lacrimi vor primi și mângăieri. Stăruie, nu o roată care-ți place, zilnic tu pe drum cu patru, mersul tău va fi cu pace. Fără stăruință în rugă, dragostea se va răci, la întâlnirile cu frații, fă-o iar a clocoti. Să fugim, spune cuvântul, de cei rău, de cei stricat, dar să alergăm spre țintă, premiul sfânt e important. Unii stăruie în păcate și în fapte de rușine, fraților născuți în Domnul, nouă nu ne șade bine. Firea are roade acre, e stricată și e rea, dar prin Duhul când trăi vom, roade bune vom avea. Cheia de succes în viață este doar prin rugăciuni, dar ai grijă, vine hoțul, vrea să ți-o atârne în cui. Rugăciunile-s diverse, sunt și de formă, de obicei sau de ochii celor care strigă într-una cu temei. Mai sunt rugile în urgență, când ajuns ai disperat, cea mai bună rugă însă să te rogi neîncetat. Dacă ăsta e obiceiul să te rogi, frate, mereu, obiceiurile astea îi le plac lui Dumnezeu. Dacă ai și vreo urgență, dar ești om a rugăciunii, cerul ți se va deschide, Domnul face și minune. Forma pentru tine e goală, că trăiești după cuvânt, când te pleci la rugăciune, se coboară Duhul Sfânt. Asta-i calea rugăciunii, presărată și cu post, și cu lacrima fierbinte, cheia ta nu e la hoț. Unii însă la rugare nu se înghesuie la cină,
Bacă unul strigă tare, bacă mulți nu o să vină, bacă-l doare și genunchiul, bacă nu știi ce să zică, păi ca să stai ore vreo patru n-ai să poți, credința-i mică și n-are rost rugă într-una, trei cuvinte necurmat, cât la alții Sfânta Cruce, e destul și-ai terminat. Domnul știe doar de tine, n-are rost să-i tot spui, căci acele trei cuvinte zilnic sunt la ușa lui. Asta-i forma de rugare. Te numești totuși creștin, ești prezent în adunare, dar îl cauți pe Amin. Într-o zi vei face o rugă la urgență cu temei, căci necazuri ai prin casă, însă nu găsi vei chei. La urgență n-ai semnalul ca să-ți vină în ajutor, de nu-i rugă întotdeauna, n-o să ai curat izvor. Unii vin pentru credință, pentru zile de încercări, alții vin să spună o rugă să ajungă sus în cer. Unii în gemete cumplite stau în rugi, în nopți târzii, iar pe alții prinde somnul, caută pe net solii. Unii vin că lor le place să se roage necurmat, alții vin pentru lucrare și alții vin pentru însurat. Unii vin la rugăciune cu Iisus la întâlniri și alții vin să vadă frații cât au fost și sunt de buni. Unii vin pentru zidire, alții vin pentru minuni, alții vin la prorocie, câți mai vin la rugăciuni. Unii vin că așa se face, unii vin că nu au pace și alții pentru căsnicii, dar pentru Domnul la muntele Sionului câți vor fi? Rugăciune în stăruință, cheia marilor izbânzi, tu ai scos pe frați din temniți, din butuci pe ai tăi fii, rugăciune și în groapă, ai închis gura la lei și în foc ai fost cu dânsii, rugăciune, sfinte chei. Tu ai fost și în grădină, și pe cruce te-ai rugat, Doamne, pentru multa vină, rugăciunea ne-a salvat. Rugă, rugă, sfântă rugă, ești al harului izvor, voi pleca din lumea asta, dar cu tine vreau să zbor. Ruga pe tabor te schimbă, fața ta va fi senină, ruga în fiecare clipă, dimineața până la cină. Ruga în peșteri cu tâlharii, ruga în adunări de frați, ruga și în odăi ascunse, frați în taină vă rugați. Fără rugă nu-i valoare, fără frați nu-s adunări, fără jertfa de pe cruce nu vor fi intrări în cer. Rugăciunea-i cheia sfântă, Doamne, vrem să o primim, până în cerul slavei tale, noi să ne rugăm